Bună ziua, YouTuber și foarte prietenoși între voi. Eu vreau să fiu un nou YouTuber, datorindu-mi talentul pe care l-am. După cum vedeți, este acest puzzle mare și minunat pe care l-aveți, dar nu doar atât pot să vă arăt talente, cu siguranță. Să vă povestesc, m-am gândit să-mi fac canal de YouTube la septembrie, dar n-am putut să pun filmulețe încă, din cauza că nu sunt foarte recunoscători încă la mine. Mă refer la faptul că nu știu încă să fac efecte sau să schimb sunetul de să fac rost de altceva, să fac un film mai interesant decât să fie așa cum este văzut cu curte sau casă. Vreau să fie făcut așa. Culori diferite, eu de două ori în același film, poze diferite apărând în același timp cu muscă de fundal și imagine de fundal nonuță, elimin și vreau să pun chiar și cu siguranță niște litere. Și asta îmi doresc și eu. Asta e vocea mea cu siguranță și așa o să mă vedeți în fiecare filmuleț. Filmele sunt făcute de acum 5 ani sau 4 ani, tot așa crescând și vreau să vă arăt cât de talentat sunt. Dacă m-ați putea ajuta, asta vă rog dacă se poate. Ajutorul este tocmai de la cineva care să fie foarte bun la YouTube. Cum să schimbe sunetul din realitate într-unul mai altfel? Hai că să elimine. Eliminare sunet, eliminare imagine de fundal, să fie doar eu văzut acolo și ce e foarte important acolo văzut în canal. În legătură despre ce-mi doresc eu este atâta, să văd și eu cât de interesant este să-mi văd și 1000 efectele frumoase în clipul meu video. Îl pot vedea de mai multe ori și să am multe vizualizări. Nu mă interesează că o să am peste milioane, că n-am ghicit, n-am sau așa ceva. Nu scânteți, încă nu dansator, dar pot să fac ceva, să mă doi, dacă se poate, ca să-mi dau seama că sunt un adevărat talentat. Așa. Și cum să fac rost de alte lucruri? Ia să vă dau încă un exemplu. Cum să apar în aceeași filmuleț de două ori? Cum să pun muzică de fundal? Cum pot să pun o imagine interesantă ca să pot să fie ca o cameră? Cum pot să fac altceva, să fie interesant, efectele acelea cu reacții interesante așa prin față, că am văzut cum se fac acolo la YouTube, canal de YouTube. Așa de interesant mi-aș dori și așa ceva. Dacă se poate. Așa sunt îmbrăcat până acum, o să mă vedeți altă dată îmbrăcat mai interesant, cu unică scurtă că e vară, cu unică lungă că este iarnă. O să vedeți ce lucruri interesante vor fi acolo, doar să mă ajutați. Ajutor. Legat despre canal de YouTube. Mulțumesc dacă m-ați ascultat și acest simuleț care vi l-am arătat o să postez pe YouTube și să vă arăt ce înseamnă să fii un adevărat talentat artist.